Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ca de fiecare dată după ședință de guvern, ne auzim aici în direct pe toate platformele guvernamentale, unde discutăm despre cele mai importante subiecte analizate în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri. Vreau să reamintesc că astăzi, 9 octombrie, și în cadrul acestei 74-a conferințe de presă după ședința executivului, vom avea următoarea agendă, vom avea declarații și întrebări la presă, susținute de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, după care vom discuta despre anunțul cele mai importante pe platforma guvernamentală, dar și hotărârile din top, cele care au fost adoptate astăzi de către Cabinetul de Ministri. Vă reamintesc tuturor că astăzi în ședința de guvern am avut 23 de puncte pe ordinea zilei, dintre care 21 au fost proiecte de hotărâri de guvern, un proiect de dispoziție a guvernului și un punct privind resursele umane cu peste 13 acte de numire în funcție. Atenție, toate detaliile sunt de fiecare dată disponibile pe platforma gov.md. Înainte de a oferi cuvântul domnului ministru Buzu, vreau să precizez că în debutul ședinței de guvern, premierul Recean s-a referit la acest sprijin care va fi oferit cetățenilor Republicii Moldova, un ajutor de 2300 de lei pentru 30.000 de pensionari cu pensii mici. Detaliile va oferi ministrul Muncii. Estimate domnule ministru, vă invit. Mersi mult, Daniel. Stimați cetățeni, astăzi, Guvernul Republicii Moldova, împreună cu Programul Mondial pentru Alimentație, lansează un program de plăți unice pentru pensionarii Republicii Moldova, care la momentul pensionării au avut un stadiu minim de cotizare de 40 de ani și la moment au o pensie mai mică decât 3300 de lei. Toți pensionarii care au un stadiu realizat la momentul pensionării de 40 de ani și o pensie mai mică de 3300 de lei, vor primi o plată unică de 2300 de lei în cadrul acestui program. De această plată unică vor beneficia aproximativ 31.000 de pensionari din Republica Moldova. Plata va fi oferită din oficiu, în mod proactiv, fără a exista nevoia ca pensionarii vizați să facă solicitări către Casa Națională de Asigurări Sociale, să colecteze anumite documente și să le prezinte. Deci, plata va fi oferită din oficiu, în mod proactiv. Această plată unică de 2300 de lei, destinată pentru 31.000 de pensionari, va fi disponibilă la oficiile poștale la începutul lunii noiembrie. Pentru a beneficia de plată, toți pensionarii beneficiari se vor prezenta cu buletinul la oficiul poștal și, pentru claritate, toți acești pensionari vor primi notificări din partea Guvernului ca să fie conștienți, cunoască de această plată și cum urmează să beneficieze de ea. Stadiul minim de cotizare la moment în Republica Moldova este de 34 de ani. Noi am încercat să mobilizăm și să identificăm aceste resurse, anume pentru un grup specific de pensionari care au lucrat 6 ani peste, deci cel puțin 6 ani peste stadiul minim de cotizare care este cerut de către legislația națională, dar pentru că au muncit în domenii cu salarii mici, s-au pomenit cu o pensie minimă sau o pensie mai mică de 3300 de lei. De aceea, noi am venit cu acest program și am identificat acest grup de pensionari, pentru că ei au muncit, au muncit onest, au contribuit la dezvoltarea țării noastre, dar s-au pomenit într-o situație în care au o pensie minimă, o pensie care, de fapt, nu reflectă adevărata contribuție și dedicație de-a lungul vieților profesionale. Guvernul a mai implementat un program similar anul trecut, în care a țintit aproximativ 56.000 de pensionari. Aceștia au primit o plată unică de 3.000 de lei. Așa cum a afirmat și prim-ministrul Recean, pentru noi toți, pentru Guvernul Republicii Moldova, susținerea și protecția socială a pensionarilor este o prioritate. De aceea, pe durata mandatului,
pensia medie aproape s-a dublat, iar pensia minimă stabilită de către guvern a crescut de 2.5 ori, ambele peste rata cumulativă a inflației. La fel cum a menționat prim-ministrul Recean, în continuare lucrăm pentru a dezvolta economia, pentru a identifica și a mobiliza resurse adiționale ca să ne asigurăm că, că pensiile în Republica Moldova cresc și asigurăm un trai decent tuturor pensionarilor din Republica Moldova. Cu privire la acești pensionari care au un stadiu de cotizare de minim 40 de ani și o pensie mai mică de 3.300 de lei, până la sfârșitul anului, guvernul va identifica o soluție durabilă dincolo de această plată unică de 2.300 de lei. Aceasta am avut să le spun. Eu rog pe toți colegii din mass media să ne ajute să informăm cetățenii adecvat ca aceștia să poată să beneficieze de acest suport. Vă mulțumesc foarte mult și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Domnul Boză, vreau să întrebăm dacă această alocație unică a fost prevăzută în buget, dacă nu, de unde sunt acești bani? Da, cum am spus, Guvernul Republicii Moldova are mai mulți parteneri cu care am implementat diferite programe. Am spus că anul trecut noi am mobilizat resurse pentru 56.000 de pensionari, acum am mobilizat resurse pentru 31.000 de pensionari. Acest program îl implementăm împreună cu colegii de la Programul Mondial pentru Alimentație, deci sunt resurse care vin din afara bugetului Republicii Moldova. Dar care e suma totală? Deci peste 71 de milioane de lei. Și a doua întrebare, de ce acest ajutor vine acum? Suntem în prag de alegeri și vreți, nu vreți, așa pare a mie electoral. Preocuparea guvernului și a mea personală în calitate de ministru a Muncii și Protecției Sociale este să muncesc zi de zi asidu împreună cu echipa guvernamentală, cu echipa de la minister, să asigurăm un trai decent pentru pensionari, pentru cei mai vulnerabili. Așa este calendarul, că și anul trecut am avut alegeri anul ăsta, anul viitor. Asta nu înseamnă că noi trebuie să oprim toate programele. Deci, în acest guvern, toate programele, toate inițiativele se realizează într-un mod transparent. Nu este o notate pentru cetățenii Republicii Moldova că Ministrul Muncii și Protecției Sociale și acest guvern vrea să îmbunătățească nivelul de protecție socială a tuturor, în special a pensionarilor. Perfect. Mulțumim tare mult, dragi colegi. Mulțumim mult. Domnilor și domnilor, ați urmărit mai devreme declarațiile de presă și răspunsul. Cu pensii mici și astăzi a fost anunțată de către premierul Dorin Recean o plată nouă unică de 2.300 de lei destinată celor care au muncit mai mult de 40 de ani. Peste 31 de persoane vor beneficia de acest sprijin, după cum a explicat și ministrul Muncii mai devreme, și vorbim despre un program realizat cu Fondul Alimentar Internațional. Este o dovadă în plus că prietenii Moldovei ne ajută și sprijină eforturile de a susține cetățenii cei mai vulnerabil și este de fapt un gest care vine să sprijine persoanele care au muncit și au contribuit o viață întreagă și de asemenea este un angajament ferm de a nu-i lăsa în urmă, dar de a-i sprijini concret, la fel cum a menționat atât premierul Dorin Recean, cât și ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu. Continuăm transmisiunea noastră în direct din Casa Guvernului, unde vă aducem noutăți despre cele mai importante anunțuri, dar și hotărâri de guvern aprobate în ședința Cabinetului de Ministri. Deci, următoarea noutate este una care ține de perioada aceasta electorală, după cum bine cunoașteți, este campania electorală, iar primele rândunele încep să ajungă când vorbim despre participanții la votul prin corespondență. În premieră absolută pentru Republica Moldova încep să sosească buletinele de vot și primele două voturi exprimate sunt a cetățenilor noștri din Canada, care au expediat
plicurile sigilate în adresa secției de votare care este constituită la sediul ambasadei. Astfel avem primii doi cetățeni care au participat la scrutin. Aceste plicuri sigilate urmează a fi expediate înapoi la Chișinău, la Comisia Electorală Centrală, pentru a fi contabilizate de rând cu celelalte. Deci, în acest sens, primii alegători care au ales să voteze prin corespondență sunt doi cetățeni moldoveni din Canada, a informat Comisia Electorală Centrală. Plicurile cu voturile exprimate sunt așteptate la toate birourile electorale ale secțiilor de votare pentru votul în corespondență. Vreau să reamintesc că vorbim aici despre Statele Unite, Canada și Suedia până joi, 17 octombrie, ora 18. Și aici vreau să reamintesc că fiecare conațional care a recepționat un astfel de plic are posibilitatea să voteze cu încredere, să respecte instrucțiunile care sunt în procesul de votare și să expedieze până pe 17 octombrie opțiunea sa de vot. Amintim că responsabilii de la Comisia Electorală Centrală au expediat 1809 buletine pentru votarea prin corespondență, iar pentru alegerile din diaspora au fost constituite 234 de secții de votare care se vor deschide pe 20 octombrie în 37 de state pe 3 continente, în America de Nord, în Europa, dar și Asia. Pe data de 20 octombrie 2024, verificați cea mai apropiată secție de votare, o puteți face din timp pe pagina diaspora.check.md, unde găsiți lista tuturor secțiilor de votare constituite. De asemenea, fiecare ambasadă a Republicii Moldova, dar și Ministerul Afacerilor Externe, au publicat cartoline care conțin aceste adrese fizice unde fiecare dintre dumneavoastră poate să participe la votare și puteți din timp planifica participarea în aceste alegeri și să vă adresați la cea mai apropiată secție de votare aflată în zona în care locuiți. Diaspora, la fel, votează cu încredere. Totodată vreau pe această temă să mai abordez un subiect foarte important. Pentru mine, cifra zilei este următoarea. 42.000 de tineri vor vota pentru prima dată la alegerile prezidențiale și la referendum și poate uneori pare că un singur vot nu face diferența, însă adevărul este că fiecare vot contează în alegeri democratice. La alegerile trecute, doar un sfert dintre tinerii care au avut acest drept au participat la votare, iar cifrele indică un interes din partea tinerilor de a participa și în acest scrutin. Tinerii, de rând cu alți membri ai societății, au puterea de a influența prezentul și viitorul țării noastre. Ei au dreptul să-și facă vocea auzită și pot contribui la schimbările din societate. După cum am menționat, cifra zilei pentru mine este că în acest an 42.000 de tineri vor putea vota pentru prima dată, iar votarea este cool, pe lângă faptul că avem posibilitatea să votăm cu încredere. Tot în această perioadă vedem și mai multe falsuri care se fac mai frecvente în spațiu public. Aici, iarăși, autoritățile vin cu mai multe recomandări, cum să evităm dezinformarea când ne pregătim să votăm. Desigur că un lucru este important, să verificăm mereu sursa. Cele mai sigure surse de informații despre alegeri sunt site-urile oficiale, în mod special a Comisiei Electorale Centrale. Pe lângă site-uri, puteți urmări și conturile oficiale de pe rețelele sociale ale autorităților, unde sunt postate ultimele evoluții. Și să luptăm împreună împotriva dezinformării atunci când cunoaștem că o informație este falsă, să o raportăm. Cele mai frecvente falsuri sunt asociate, apropo, modalității de votare. De exemplu, ce fel de documente aveți nevoie ca să vă exercitați dreptul de vot? Și aici vă vin imediat cu un ajutor. Este vorba despre votarea în țară. Trebuie să avem buletinul de identitate cu noi ca să ne putem identifica la secția de votare. Când vorbim despre alegerile organizate în diasporă, putem să votăm atât cu buletinul de identitate, atenție, valabil, cât și cu pașaportul nostru sau pașaportul expirat. Aceste documente vă permit să vă exercitați dreptul dumneavoastră cetățenesc și să participați cu încredere atât la alegerile prezidențiale din 20 octombrie, cât și la referendumul național constituțional. Continuăm seria de anunțuri. Moldova se pregătește pentru expoziția internațională de la Osaka, care va avea loc în anul 2025. În perioada aprilie-octombrie, anul viitor, Republica Moldova va participa la expoziția mondială Expo Osaka din Japonia. Acest eveniment global reprezintă o oportunitate importantă pentru toate industriile din țara noastră de a se face cunoscuți pe plan internațional, dar și de a-și valorifica potențialul în diferite sectoare economice. Tema expoziției de anul viitor este crearea viitoarei societăți pentru viețile noastre. Cu alte cuvinte, toate țările lumii vor participa sub aceeași temă la expoziția
de la Osaka și va include subteme precum salvarea vieților, abilitarea vieților și conectarea vieților. Aceste teme subliniază nevoia de soluții sustenabile și inovatoare pentru un viitor mai bun pentru toate țările lumii. Peste 150 de țări și 25 de organizații internaționale sunt așteptate să participe, iar numărul de vizitatori, atenție, este estimat la 28 de milioane. Agenții economici care urmăresc această conferință de presă sau alte persoane care sunt interesate de a participa la această expoziție sunt invitate să urmărească pagina Agenției de Investiții Moldexpo, dar și pagina țării noastre, Ambasada Republicii Moldova la Tokyo, care vor veni cu actualizări sistematice despre procesul de organizare și pregătire pentru expoziția mondială de la Osaka. Totodată, următorul anunț pe linia guvernului ține de târgul de cariere, care a devenit o tradiție aici la executiv. Suntem în pregătiri, guvernul organizează târgul locurilor de muncă, sunt scoase la concurs peste 150 de funcții vacante. Toate aceste oportunități de angajare și desfășurarea stagiilor în sectorul public vor fi prezentate mâine, 10 octombrie, la cea de-a doua ediție a târgului de cariere organizat la guvern. Vizitatorii sunt așteptați între ora 10 și 16 în holul central al casei guvernului. În total, la târg vor fi expuse peste 150 de funcții vacante în 35 de autorități și instituții publice, cancelarea de stat, ministere și agenții subordonate executivului. Toate vor răspunde la întrebările conaționalilor interesați de locuri de muncă la guvern. Posibilități de angajare sunt atât în funcție de conducere, puteți să conduceți o subdiviziune, sau în funcție de execuție, în diverse domenii: economie, justiție, educație, tehnologii informaționale, comunicare, protecție socială, resurse umane, siguranța alimentelor, infrastructură și dezvoltare regională și altele. Colegii au verificat toate anunțurile și au pregătit răspunsul pentru cea mai importantă întrebare: cu cât plătește statul aceste funcții? Să știți că salariile pentru funcția de consultant principal încep de la 16.000 de lei, iar pentru șefii adjuncți de direcții ajung până la 23-24.000 de lei. Vizitatorii vor putea afla informații referitoare la specificul funcțiilor vacante, procedura de angajare, precum și avantajele integrării în sectorul public. În cadrul evenimentului va fi prezentat și programul de stagii plătite în serviciu public, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. Sunt disponibile 93 de locuri de stagiere în 27 de autorități publice. Tinerii stagiari vor primi o bursă lunară de 3.000 de lei și ulterior se vor putea angaja fără concurs în cadrul serviciului public. Alte noutăți pe linia educațională: elevii care vor susține examenele de absolvire de capacitate a gimnaziului în anul viitor vor beneficia gratuit de ore suplimentare de matematică. Peste 6.000 de copii în clasa 9 vor beneficia de ore suplimentare gratuite oferite în cadrul programului de sprijin de pregătire pentru acest examen important. Instruirile vor avea o durată de 30-40 de ore și se vor desfășura în grupuri mici, a câte 3-4 copii. Activitatea va fi implementată de Ministerul Educației și Cercetării cu suportul Băncii Mondiale în cadrul programului Îmbunătățirea Calității Educației. În anul 2025, examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în centre de examene, acestea urmând să fie constituite luând în calcul distanța optimă de deplasare de la locul unde studiai anterior până la traseul de organizare al respectivului examen. Următorul anunț este pe domeniul energetic. Primele licitații pentru capacități mari de energie regenerabilă în Republica Moldova au fost și vor fi organizate vineri, 11 octombrie. Un atelier de lucru dedicat potențialilor investitori interesați va fi desfășurat de către minister. Atelierul va oferi informații despre principalele caracteristici ale licitației, inclusiv calendarul, criterii de eligibilitate, procesul de prezentare a documentației necesare pentru aceste licitații de capacități mari și vor putea oferi detalii despre procesul de obținere a statutului de producător eligibil mare, alături de aspecte legislative și alte instruiri. Un alt eveniment organizat în zilele următoare, despre care am vrut să vă povestim, ține de Antreprenor Expo 2024, 4 zile dedicate inovației și dezvoltării antreprenoriatului din Republica Moldova. Circa 150 de antreprenori vor expune dosarele și produsele, inclusiv serviciile, la evenimentul Antreprenor 2024, care se va desfășura în perioada 10-13 octombrie la Moldexpo. Expoziția reprezintă o platformă de referință pentru interacțiunea și colaborarea dintre întreprinderile mici și mijlocii, investitori, furnizori
și parteneri instituționali. Expoziția mai vizează și întreprinderile mici și mijlocii, încadrarea acestora pe piața globală, dar și națională, dezvoltarea sectorului industrial, accesul la finanțare și soluții guvernamentale, abilitarea economică a femeilor, cu accent pe antreprenoriat feminin, tranziția verde și impactul acestora asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată, în cadrul evenimentului, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ODA, va anunța lansarea unui nou produs de finanțare, Facem Investiții, BGK, conceput pentru a impulsiona economia națională. Acesta va oferi întreprinderilor mici și mijlocii acces la resurse financiare avantajoase, destinate proiectelor care sunt orientate pe eficiența energetică, tranziția energetică și adaptarea la schimbările climatice. Pentru a consulta programul complet al evenimentului, invităm atât colegii din media, cât și publicul general să vadă calendarul pe antreprenorexpo.moldexpo.md. Aici fac o mică pauză în cazul în care colegii au întrebări, până să trec la cele mai importante hotărâri de guvern. Vă rog. Așa, deci prima întrebare este: de ce la comanda puterii a fost lichidată pagina de Facebook a televiziunii Canal 5? Da, și deja ulterior, având în vedere că guvernul concurează cu Stop Fals, cei care au dreptul să facă acest lucru. Dacă ați putea preciza încă o dată punctual întrebarea, nu am înțeles la început. De ce la comanda puterii a fost lichidată pagina de Facebook a Canal 5? Cu siguranță o astfel de decizie la comanda cuiva nu a fost înregistrată. După cum cunoașteți, toate rețelele sociale au o politică de moderare care este gestionat exclusiv de către respectiva rețea socială. Probabil răspunsul la întrebarea dumneavoastră ține de conținutul care era promovat de către instituția dumneavoastră media, probabile falsuri distribuite și verificate de către verificatorii de fapte. Guvernul Republicii Moldova sprijină de fiecare dată, ați auzit și aici la această conferință de presă, informarea din surse credibile, oficiale, verificate, și răspunsul pe care îl căutați la întrebarea dumneavoastră probabil ar fi cazul să-l găsiți în politicile de confidențialitate a rețelei respective. Autoritățile se îngrijesc ca oamenii să aibă informația verificată și libertatea de exprimare permite ca oricare părere să existe în cazul în care este argumentată corespunzător. Probabil suspendarea paginii despre care vorbiți, pentru că noi cunoaștem bine că au fost anunțuri despre suspendarea de pagini de diferit conținut, de fiecare dată s-a bazat pe fapte, adică a fost încălcat regulamentul de confidențialitate sau regulamentul sau politica comunității respectivei rețele sociale. Dar atunci când vorbim despre licența postului Canal 5, când a fost retrasă, s-a lichidată pe baza unor suspiciuni fără dovezi clare, aici ce putem spune? Autoritățile, în mod transparent, publică pe pagina gov.md, la secțiunea de profil, procesul verbal, în care sunt prezentate toate argumentele autorităților referitor la aceste retrageri sau, în cazul de față, a anulării actelor permisive privind activitatea unor instituții sau altele, dar noi am mai discutat despre acest lucru și anterior, faptul că dumneavoastră în continuare, în calitate de cetățean, înțeleg, sunteți prezent astăzi aici și adresați aceste întrebări, denotă încă o dată posibilitatea de a vă angaja într-un dialog deschis, transparent, cu reprezentanții autorităților publice. Eu am posibilitatea să vă răspund la aceste întrebări și dumneavoastră, la fel, în continuare, puteți să aveți dezbateri publice, să vorbiți despre aceste acțiuni. Eu vreau să resping din start că deciziile autorităților ar fi direcționate către dumneavoastră sau altcineva. Toate deciziile autorităților sunt realizate în temei legal, în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova și cu respectarea normelor și principiilor unei democrații autentice, astfel încât oamenii care urmăresc posturile TV, radio sau care se informează din surse mass media să poată avea acces la aceste instituții care respectă codul deontologic, care respectă profesia, care nu dezinformează, care prezintă toate punctele de vedere și prin intermediul acestora poate și societatea să ia cele mai informate decizii cu privire la activitatea cotidiană. Tot ca simplu cetățean, astăzi, prin jurnalist, cetățean, a văzut că au lipsit mai mulți miniștri
nu vreau să precizez care anume. Vreau să întreb unde sunt toți miniștrii care au lipsit astăzi sau dacă... da, în principiu ne spuneți unde sunt și după care deja ulterior mergem cu următoarea întrebare. Începem de la domnul ministrul infrastructurii, agriculturii și așa mai departe. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că toată agenda miniștrilor ea este la fel publică. Atunci când miniștrii sunt în program oficial, aceste comunicări sunt la fel anunțate de către responsabilii de comunicare, de către miniștrii menționați. Astăzi în ședința de guvern am avut o ședință absolut ordinară, au participat marea majoritate a miniștrilor, dar în cazul în care întrebarea dumneavoastră ține de implicarea sau participarea unor anumiți miniștri în activități de campanie electorală, vreau să fac o precizare foarte amabilă și respectuoasă, în care să vă informez că toate aceste activități sunt realizate prin respectarea legii întocmai. Asta înseamnă că fiecare ministru care este implicat în astfel de acțiuni semnează o cerere respectivă și informația dată poate fi cu ușurință verificată la autoritatea responsabilă. Deci, preocuparea autorităților este bunăstarea cetățenilor și informarea cetățenilor despre acțiunile pe care le realizează. Aș vrea să avem o dezbatere sau o discuție cât mai punctuală pe aceste acțiuni, pe proiectele adoptate în ședința Cabinetului de Miniștri, care astăzi au fost în număr de 21 de proiecte, lucruri care cu adevărat schimbă viața cetățenilor în bine. Iar dreptul fiecărui oficial sau demnitar de a participa inclusiv în campanie electorală este un drept consfințit de legislația în vigoare și trebuie respectat. Vreau să spun tot aici foarte clar și tranșant. Avem o perioadă în care există foarte multe informații neverificate, inclusiv unele lansate cu tentă politică. Un mesaj pe care l-am transmis câteva săptămâni în urmă și la care țin foarte mult este că trebuie să dăm dovadă de respect față de cetățean și în această campanie să venim cu soluții pentru măria sa cetățeanul, cu idei, cu propuneri, cu aspecte care pot schimba în viața cetățenilor să o facă mai bună. De exemplu, programul anunțat astăzi de către guvern pentru vârstnici, inițiativa promovată de Ministerul de Interne astăzi pentru alerte timpurii și multe alte inițiative care țintesc în bine viața cetățenilor. Asta trebuie să fie preocuparea centrală a tuturor noi ca societate. Preocuparea mea este dacă se folosesc resursele administrative, de exemplu, dacă vorbim mașinile de serviciu, vorbim de miniștri sau premierul atunci când merg să promovez campania electorală. Autoritățile nu folosesc resursele administrative. Domnul prim-ministru, miniștrii de fiecare dată când participă în acțiuni care sunt parte a campaniei electorale, nu folosesc autoturismul de serviciu, folosesc un autoturism personal sau participarea în aceste campanii este desfășurată în weekend-uri, după cum vedeți și în comunicarea publică a responsabililor. Resursele administrative nu sunt utilizate în cazul de față. Nu există o astfel de informație verificată. Puteți, nu știu, să faceți referință la un document sau la un citat exact ca să discutăm mai departe. Dar toate participările care sunt desfășurate în spațiu public, ele sunt organizate cu respectarea întocmai a legislației. Autoritățile sunt în primul rând responsabile să ducă la îndeplinire iată respectarea tuturor criteriilor de integritate despre care vorbim. Și toate lucrurile care dumneavoastră le-ați menționat, vă invităm să prezentați poate niște detalii exacte, punctuale, clasice, niște exemple concrete, dar să nu vorbim despre aspecte generale. Regulile de joc sunt egale pentru toți. Da, corect. Bine, personal să-ți trimit un link. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări? Atât. Da, mulțumesc tare frumos pentru întrebările adresate. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc, urmăriți în direct din Casa Guvernului conferința de presă după ședința executivului. Astăzi top 3 proiecte pe care le-am selectat se referă la următoarele subiecte. Deci, țara noastră își dezvoltă capacitatea de evaluare și gestionare a pericolelor naturale. În situații de urgență, cetățenii vor primi un mesaj pe telefonul mobil. Republica Moldova va avea un sistem de avertizare a cetățenilor.
oamenilor în aceste situații și, desigur că în cazul calamităților naturale, prin intermediul telefoanelor mobile. Realizarea proiectului face parte dintr-o serie de măsuri menite să sporească pregătirea și răspunsul țării noastre la situații de urgență. Acțiunile vor fi finanțate în cadrul unui acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar pe lângă implementarea sistemului de avertizare publică prin intermediul telefoanelor mobile din resursele disponibile, vor fi achiziționate și vehicule și echipamente de intervenție pentru situații de urgență. De asemenea, este prevăzută eficientizarea serviciilor hidrometeorologice, vor fi modernizate sistemele de observare hidrometeorologică din țară, îmbunătățită posibilitatea și capacitatea de prognoză a serviciului hidrometeorologic de stat și consolidată colaborarea instituțională și regională pe acest segment. O altă componentă a acordului ține de eficientizarea evaluării și gestionării pericolilor naturale și cele legate de climă. De asemenea, va fi creat un fond de rezervă pentru dezastre ca sursă de finanțare transparentă și țintită pentru atenuarea consecințelor calamităților naturale. Totodată, astăzi, guvernul a anunțat că grădinițele din 4 raioane ale țării vor fi finanțate în baza unei formule noi. Începând cu anul 2025, în grădinițele din Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni, urmează să fie pilotată o nouă formulă de finanțare. Noua metodologie a fost aprobată astăzi de către Cabinetul de Ministri. În noua formulă, guvernul va asigura o creștere a bugetelor pentru grădinițele subfinanțate. În prezent, din cauza diferențelor de cheltuieli ale grădinițelor din regiunile urbane și rurale, există inegalități în sistemul de finanțare a acestora. Respectiv, în zonele cu fonduri insuficiente, instituțiile sunt nevoite să crească numărul de înscriere în grupe sau să reducă din serviciile oferite, afectând calitatea învățământului preșcolar. Noua metodă cuprinde trei categorii de cheltuieli: salarizarea personalului, cheltuieli legate de infrastructură, precum și alimentarea copiilor. De asemenea, prin metodologia propusă vor fi reflectate nevoile reale ale fiecărei instituții preșcolare, se va ține cont inclusiv de prezența copiilor cu cerințe educaționale speciale sau a celor care nu vorbesc limba română. În anul 2023, bugetul total al instituțiilor de învățământ preșcolar la nivel de țară a fost de peste 5,3 miliarde de lei. Vreau în continuare să vorbesc despre faptul că guvernul a aprobat ca terenul din satul Lunga, Florești, să fie transmis din gestiunea Ministerului Apărării în proprietatea localității. Este vorba despre un teren într-o mărime de 16 hectare și bunuri imobile amplasate pe acesta, care vor fi transmise din proprietatea Ministerului Apărării în cea a satului Lunga, raionul Florești. Aceste bunuri nu mai sunt utilizate de minister conform destinației directe, însă costurile de întreținere sunt semnificative și sunt în creștere. În acest context, a decis transmiterea acestora în urma solicitării primăriei din Lunga pentru interesul de a dezvolta această localitate. Conform hotărârii aprobate de guvern, bunurile imobile vor fi utilizate în calitate de obiective locative și sociale. Totodată va fi schimbată categoria de destinație a acestui teren, destinată industriei, transporturilor, telecomunicațiilor, cu alte destinații speciale în teren intravilan al localității. Pe lângă teren, primăria din satul Lunga va asigura gestionarea eficientă a 148 de apartamente și implementarea politicilor de dezvoltare a localității pe terenul respectiv. Acum am ajuns la secțiunea mea tradițională, imun la dezinformare, împreună combatem falsurile. Deci, în cazul de față, vreau să mă refer la faptul că campania electorală a adus cele 1001 de minciuni și trebuie să verificăm înainte să credem toate informațiile care sunt. După cum știți, în perioada campaniei electorale, noi cu toți am observat o creștere a numărului de falsuri și minciuni care circulă în satele, în orașele țării. Este ca în povestea cu 1001 de nopți, doar că în acest caz vorbim de 1001 de minciuni rostogolite, incredibil în unele cazuri, toate menite să inducă oamenilor cumva o stare de anxietate, de teamă, de frică, sau să creeze confuzie sau să inducă în eroare. Deci, chiar și în ultimele două săptămâni au fost distribuite scrisori false care se pretind a fi oficiale. Ultima a fost chiar ieri a Ministerului Culturii, unde s-a făcut o dezmințire clară despre acele zile libere declarate în perioada 10-13, care s-a adeverit a fi o scrisoare falsă. Anterior au fost vizate Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul
Ministerul Educației, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului. Scopul acestor documente și fake-uri în general este să semene confuzie și să creeze senzația de neclaritate pentru oameni, inclusiv să inducă anxietate. Facem un apel foarte clar pentru toți cetățenii, dar și funcționarii publici, să verificăm întotdeauna sursa informațiilor pe care le primim. În unele cazuri sunt utilizate nume adevărate de oficiali, dar sunt transmise de pe mail-uri inventate sau false sau care nu sunt parte a sistemului public. Este esențial să fim vigilenți, să asigurăm că documentele pe care le vedem sau care anunță despre lucruri care sunt incredibile, să ne asigurăm că sunt autentice și provin din surse oficiale, cum ar fi site-urile și platformele Guvernului Republicii Moldova. Nu toți postașii digitali sunt și cei care aduc vești adevărate. Asta este un mesaj pe care vreau să-l repet cu încredere. Înainte de a crede sau distribui un mesaj, să facem un pas în urmă și să analizăm cu atenție situația. Dacă ceva pare suspect, cel mai bine să căutăm confirmarea în surse de încredere și să nu permitem acestor surse false sau aceste fake-uri să ne inducă în eroare, să ne facă mai complicate deciziile pe care le luăm în viață. Și tradițional reiau recomandările mele clasice: verificați informații din surse oficiale, nu promovați, distribuiți sau discutați, dezbateți în familie inclusiv în baza speculațiilor sau lucrurilor în care nu au fost confirmate. Atunci când discutați un subiect, aduceți argumente bazându-vă pe lucruri care, de care sunteți cu adevărat siguri. Pe rețele sociale, neapărat raportați direct pe platforma pe care ați găsit-o, la radio sau TV, sesizați Consiliul Audiovizualului pe platforma web a acestora și urmăriți prima sursă, canal oficial de verificare a informațiilor și informați-vă din surse demne și de încredere. La finalul acestui briefing de astăzi, vreau încă o dată să transmit mesaj de apreciere pentru Direcția Comunicare, comunicatorii din instituțiile publice, colegilor mei de la Privesc Eu și Air Life, care de fiecare dată sunt alături de noi să transmită în direct, dar și tuturor celor de acasă sau de la birou care urmăresc în direct aceste transmisiuni. O zi cât mai reușită și ne auzim săptămâna viitoare. La revedere!